Pentru mulți români, 1 decembrie este o sărbătoare ce trebuie marcată cu bucate tradiționale, iar fasolea cu ciolan sau cârnați nu poate lipsi din meniu. La târgul tradițional organizat pe platoul din fața primăriei sectorului 1 din capitală, fasolea cu ciolan afumat a fost la mare căutare. Dragi români, la mulți ani! Vă așteptăm în Banu Manta, la primăria sectorului 1, să petrecem românește. Cârnați cu fasole, ciolan cu fasole, cârnați, mici, toate bunătățurile. Este o zi foarte importantă pentru noi, este Ziua Națională a României, prima zi din luna decembrie și prima zi de târg de Crăciun din fața primăriei sectorului 1, Banu Manta. V-am pregătit fasole cu ciolan de 1 decembrie, sârmăluțe de post cu ciupercuțe și păsat, mititei. Târgul organizat pe platoul din fața primăriei sectorului 1 este deschis în fiecare zi până pe 31 decembrie, iar intrarea este liberă.